mincii nos, frumos, gelos și ofticos, scandal agiu, diliu, nebun și ajamiu, dar sunt balcanii, că nimic și place jocul de muri, de muncă n-am găsit de mine, că sunt balcanii, acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: comedie. Sunt un balcanic, iremediabil, sunt pierdut, sunt un balcanic. Ce am început, sunt un balcanic. Nu sunt capabil să durez ceva mai trainic. Și mă stufăm mai glorios ca un Titanic. Stimată asistență, onorați telespectatori. Unde? Acolo. Astăzi sărbătorim ceasul istoric la care tătuca își prinde la tâmpla vieții cei 86 de ghiocei. 93, mă, bivole, 93, 96, ai uitat, mă. Auzi, fii atent, 86, 93, nu facem matematică aici și nu mai mă întrerupe, că am adus televiziunea ta special pentru matale. Bine, mă, bine, bine. La cine vine cetățeanul pentru a-și exprima durerile și bucurile decât la prefect? Căci atunci cetățeanul, când are o problemă, la cine vine el primul? La primar! La primar! Da! Da, stimați telespectatori! Căci primarul este fratele contribuabilului! Am să citez din memorie. Da. Ca fiul mai mare, am fost cel mai apropiat de tătuca. Cetățeni ai județului Bermata, știți cine sunt și ce am făcut pentru voi. Știți că n-am precupețit niciun efort în lupta pentru creșterea nivelului de trai. Să nu uităm. Alo, Nelu. Ne scuzați o secundă. Pentru mine, mă! Pentru mine, da! Auzi, tătucă, n-ar fi mai bine întâi să semnăm testamentul? Da! Se aduce lui tata un cadou surpriză. Ce a fost asta, Traian? Nu știu. Eu comandați-mă striptez. Tată. Tata nostru care ești cerul. Ceruri. Care ne-ai adus pământuri și averi. Averi. Care ne-ai făcut să facem averi mobiliare și imobiliare. Imobiliare. Care ne-ai trimis la facultăți, la New York. Paris. Londra. Tu care ne-ai învățat să scoatem un comision din piatră seacă. Seacă. Ne-ai învățat cum să privatizăm și piatra seacă. Și piatra seacă. Pentru asta, tată, îți mulțumim. Mulțumim, da. Bine, bine. Bine, tăsică, mai trage o carte. Eu? Da? Tu, hai.
Vai, pierdui. Vai, hai pierdut. Și tu, Letrăm, hai. Ce credeți o să fie? Nu știu, să vedem. Bine, tu de tine. Nu se poate, nu se poate, domnișoară. Tu, tu. Ce, Letrăm, nu ți-e bine? Nu, vă făceam galerie așa. Denisa, Denisa. Las toată averea mea statului. Ce asta e? Vai! Știi de ce nu-i dracu că era atât de negru? Pentru că scrie clar aici. Las totul statul. Așa, așa. Și? Păi și cine e statul, mă, în județul Dărâmata? E pompierii? E salvarea? E tante Mimi de la poștă, a? Nu! Nu! Păi în toată lumea statul e prefectura? Da? Primăria? Așa? Și partidele, mă! Ce? Adică statul e noi. Păi da. Înseamnă că tătuca ne-a lăsat nouă toată averea. Fraudă, mă vorbești de fraudă, mă. Ce unde ai bani? Electorale. Gata, mă, că mi-ați afăt. Am găsit soluție. Declanșăm alegeri anticipate. Și în funcție de rezultatul lor, împărțim averea. Corect? Îl declar câștigător al alegerilor cu majoritate absolută pe candidatul Traian Câmpanu! Îmi pare rău. Ai zis ceva, Neule? Dar mă bucur. Gigi? Calină? Reane, ce bine îmi pare că... Să fim ca frați. De felicitări. Mulțumesc. Voi cunoașteți vreo Elena? Asta e o întrebare capcană? Uite ce e, Traiane. De mult vreau să ți-o spun. Aici am vrut să te aduc. Eu nu cunosc decât o singură Elena. Care? Tovarășa Elena Ceaușescu. Tu ne călăuzești pașii Nelu. În viață. Ești soarele, ești lumina. Nelu! Nu e vorba de Elena asta. Judecată. Monsieur Jean-Jacques, poftiți. Mersi, mersi. Da, luați loc.